Ne mor artiștii. La o zi după dispariția fulgerătoare a lui Ioan Ghiuri Pascu, la doar 55 de ani, s-a stins din viață Sebastian Papaiani, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Cel care a rămas în memoria cinefililor pentru roluri precum Păcală sau Plutonierul Căpșună din seria BD a murit la vârsta de 80 de ani în locuința sa din București. În ultimele luni, Sebastian Papaiani a fost internat de mai multe ori pentru recuperare, după ce în luna mai suferise un accident vascular cerebral. Ultimul său mesaj pe Facebook a fost în 27 august. Când de pe patul de spital le-a mulțumit celor care i-au transmis urări de ziua sa. Sebastian Papaiani s-a născut la 25 august 1936 la Pitești și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1960. Actor complex și deosebit de talentat, Sebastian Papaiani a jucat de-a lungul carierei în peste 60 de filme și a interpretat 10 de roluri în teatru. Dar dacă auzi numărul 11... Ce faci? E, uite, vezi, aici e confuzia, mă, că tot de două ori latri, mă, costele. Sebastian Papaiani s-a făcut remarcat încă de la debutul său cinematografic în comedia regizorului Geo Saizescu, Un surâs în plină vară, din 1963. A câștigat simpatia românilor cu roluri precum Alecu din Astă seară dansăm în familie, Pompei din Toamna bobocilor sau Ieremia din serialul Toate pânzele sus. Cum te cheamă, băi? Ieremia mă cheamă, domnule. Ieremia, nu-i fi ăla care intră cu ăștia în gard? Nu! Ăla e fratele meu, care ne-am nimerit doi frați să ne cheme la fel. La 13 decembrie 2002, Sebastian Papaiani a fost decorat alături de alți actori cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, pentru devotamentul și harul artistic pus în slujba Teatrului Românesc. Ne-a părăsit mult prea devreme și Ioan Ghiuri Pascu. Îndrăgitul actor și muzician a murit luni dimineața în locuința sa din capitală. Cauza decesului a fost afecțiunea de cord de care suferea artistul pe fondul diabetului preexistent, a declarat directorul medical al Institutului Național de Medicină Legală, Salem Abdo. La sfârșitul anului 2010, Ioan Ghiuri Pascu suferise un accident vascular cerebral, dar reușise să se recupereze. Personalitate polivalentă, Ioan Ghiuri Pascu a fost membru al grupului de umor Divertis din anul 1987. Până peste FM, eu voi aștepta, până când totul va fi cer, eu voi aștepta. Născut pe 31 august 1961, Ioan Ghiuri Pascu a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1977 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care pop, rock, blues și reggae. Ioan Ghiuri Pascu a jucat și în mai multe piese de teatru, între care Tache, Ianche și Cadâr, asigurând și coloana sonoră pentru unele dintre ele. În același timp a contribuit ca jurnalist sportiv și comentator de sport și a scris mai multe cărți de spiritualitate și pentru copii. Emisiunea Opriți Timpul, realizată de Corina Chiriac, va dedica o ediție specială memoriei celor doi mari artiști dispăruți, duminică de la ora 13 la Național TV.